Astăzi, în noua ediție a emisiunii România Frumoasă, am ajuns la Valea Vrigului, lângă Sibiu, la ferma de cerbi și ciute, un loc de-a dreptul excepțional care impresionează persoanele de toate vârstele, însă în special copiii. Iată-ne în habitatul lor, unde vom vedea cum își duc traiul de zi cu zi cerbii și ciutele de aici. Cu siguranță v-am făcut curioși, așa că haideți cu mine! El e cel mai tânăr membru al fermei, are 18 sau 19 săptămâni. Serios? Și uitați ce mare e! E mama lui. Sus acolo l-avem pe masculul dominant. Femeia cerbului este Ciuta. Nu e un nume atât de melodios precum căprioara, dar așa e denumită femeia cerbului, Ciuta. Noi ca și specie aici avem cerbul comun și ciuta de cer comun. Să nu confundăm cu cerbul lopătar, cu ciuta de lopătar. Da. Căpriorul, căprioara, deci sunt mai multe specii în familia asta mare a cervidelor. Noi ce avem aici, avem cerbi și ciute, de aia ne și numim ferma de cerbi și ciute de la Poiana Neamțului. Prin boncănit, cerbii care vor să fie, care aspiră la poziția de cer dominanți, vor să anunțe ceilalți cer din teritoriu că el e aici șeful. Am înțeles. Pe lângă asta vrea să și impresioneze femelele. Primăvara, o chestiune foarte interesantă la aceste animale, toți cerbii își leapă de coarnele. Ca să pornim de la zero. Deci dacă ne uităm la Vili, care este masculul nostru, un cerb din specia cerbului comun de 13 ani, are o pereche de coarne foarte mare, da. Nu? Nu, vreau să vă spun că din 20 martie au început să-i crească actualele coarne. Serios? A ajuns așa de mare? Coarnele cerbilor au un ciclu de viață de un an de zile. 6 luni creștere, 6 luni purtare. Am înțeles. Ciclul acesta începe primăvara. Primăvara când dă căldura. Nu există o dată calendaristică anume, și anume când vine primăvara. Când dă căldura, când se topește zăpada, toți cerbii, bine, în funcție de vârstă, metabolism, leapă de coarnele și ajung la un T0, să zicem așa. Și începe o perioadă în care, efectiv, coarnele li se regenerează. Regenerarea durează undeva la 6 luni de zile. Din, să zicem, martie până în august. Am înțeles. În luna lui septembrie, toți cerbii din specia asta au coarnele solide, atenție, solide pe frunte. Am ajuns în toamnă, spuneam, toți cerbii au coarne. Ce fac acum? Ia uite, acum ne uităm la Vili, că se joacă cu coarnele în iarbă. Ei au un alt mod de a-și marca teritoriu. Ideea e în felul următor. În toamnă intră în perioada de rut, așa se cheamă perioada de împerechere la cerbi. Cerbii încep să boncăne, cum spuneam, să-și anunțe prezența, să-și intimideze adversarii, să atragă femeile și așa mai departe. Da, și da. Pe lângă asta, dacă ar exista în zona noastră cerbi care și-ar dori la rândul lor să devină șefi pe această suprafață de teren, ar începe să se lupte. În coarne. Se iau în coarne și se bat zile și nopți. Nu le mai trebuie mâncare până la epuizare pentru a dovedi care e stăpânul. Foarte interesant. Și stăpânul ia tot. Femelele marchează teritoriul și ține pe ceilalți masculi, eventual intruși și ține îndepărtați de teritoriul lui. Foarte interesant. Dar ce vreau să spun, ei se luptă, există două variante, nu există conviețuire. Până la moarte sau până la alungare. Deci cel care e pierzătorul ori trebuie să fugă, ori dacă nu este eliminat. Ce suprafață de teren aveți aici? Deci, ca și suprafață, avem undeva, în acest moment, până în 3 hectare. Până în 3 hectare, suprafață în care ei, cerbii și ciutele, habitează doar. Le este suficient? Nu le este suficient, asta vreau să spun, că deși pare o suprafață întinsă cu mult verde, iarba nu le este de ajuns și noi, până la urmă asta constă munca noastră, trebuie să le furnizăm hrana principală, iarba crudă, iarba proaspătă. Aș putea spune că au același regim alimentar ca o văcuță. Vi s-a întâmplat să vă scape vreun cerb? Să fugă sau nu știu? Să știți că nu. Oricum sunt foarte conservatori. Și dacă le-am deschide poarta, greu îmi vine să cred. Am avut situații când trebuia să urcăm cu furaje sau cu... Și n-au ieșit, au rămas aici. Și n-au dat să fugă. Referitor la coarne, dacă ne uităm la coarnele lui Vili acum, vreau să vă fac o mențiune că lui nu-i cresc coarnele în 6 luni sub forma aceasta solidă. Coarnele se regenerează într-adevăr în 6 luni. Alt boncănit live. Ne-a întrerupt discursul. Deci
Coarnele, după ce i-au picat, rămân pe frunte două zone, două cicatrici, două răni, ca atunci când ți-ai luat o scoarță de pe o rană, se vindecă foarte rapid și în câteva zile deja începe noua generație de coarne să se dezvolte. Coarnele se dezvoltă sub forma unui cartilaj puternic, vascularizat, ca un tendon, moi, sensibile, foarte fierbinți. Se extind până la 100% și pe urmă se solidifică în apropiere de toamnă. Și coarnele sunt acoperite cu un puf, ca o catifea. Și acea catifea, practic, protejează reconstrucția și în toamnă se usucă, este eliminat și rămâne cornul așa ascuțit cum îl vedem. Asta e procesul de regenerare. Cu o mică precizare. Mai puțin când fac cerbii cunoștință cu prima pereche de coarne. În prima lor pereche de coarne, imediat ce împlinesc vârsta de un an, sunt două sulițe. Spuneți-ne, vă rog, cum a luat naștere această fermă de cerbi? Este un proiect impresionant. Ferma a luat naștere undeva prin anul 2008, când împreună cu familia am fost într-un concediu, unde am văzut o asemenea fermă și mi-a surâs ideea de a dezvolta și în zona Poiana Neamțului, Valea Vrigului, asemenea fermă. Mai sunt și alte ferme de acest tip în țara noastră? Din informațiile mele, din ce am găsit pe internet, am văzut că ar mai exista câțiva fermieri prin anumite zone ale țării care ar avea o pereche, două, ceva micuț. Cert este că suntem prima fermă de cerbi și ciute din România. V-au învățat ceva cerbii și ciutele de aici, de la ferma dumneavoastră? Ce am învățat de la cerbi și ciute? Că familia la cerbi și la ciute e familie. Sunt foarte conservatori, țin unii la ceilalți din turma pe care o avem noi aici, toți țin, nu acceptă intruși. Am avut, de exemplu, un caz în care efectiv o femelă la o primă fătare nu și-a acceptat puiul și am fost nevoiți să-l creștem alăptându-l. Alăptându-o, că de fapt era o ciută, Isa o chema. Am crescut-o practic în afara turmei și pe urmă foarte greu au acceptat-o în interiorul familiilor. Ce e foarte important, de ce trebuie să menționez chestiunea aceasta cu familia? Pentru că la aceste animale o familie înseamnă un mascul dominant și vreo 6-8 femele. Deci, deși ferma de cerbi sună ca și cum ar fi foarte mulți cerbi, într-o familie, practic, pentru a avea o familie completă, trebuie să existe un cerb. Care este cea mai mare bucurie pe care o aveți în urma acestui proiect? Folosim ferma în scop educativ. În vizitele pe care le organizăm noi în zilele de weekend, efectiv, vin foarte mulți părinți cu copilași și zâmbetul de pe fața lor atunci când apucă să hrănească un pui de ciută sau un puișor de cerb, este neprețuit. Orice turist care ajunge aici în Valea Vrigului trebuie să pășească la ferma de cerbi și ciute și să se bucure de experiența de care am și eu parte acum. România frumoasă se află peste tot, însă de fiecare dată este o experiență cu totul și cu totul inedită.